Cum guvernul așteaptă mai mult cărbune de la complexul energetic Oltenia, liderii de sindicat vor ca munca lor să fie răsplătită, iar minerii și energeticienii să primească mai mulți bani. Liderii de sindicat avertizează și spun că iarna va veni cu probleme serioase în ceea ce privește energia electrică pe bază de cărbune. Cerem o actualizare a bugetului de venituri și cheltuieli, implicit a fondului de salariu, având în vedere creșterea producției de cărbune, implicit de energie electrică pe bază de cărbune. Și acest lucru știți că ni se cere pentru a asigura siguranța sistemului energetic național. Pentru că peste puțin timp va veni iarna și părerea mea că vom avea, și a colegilor, că vom avea probleme destul de mari. Pentru că dacă pe perioada verii au fost binevoitori, în special colegii noștri din Bulgaria, și colegii noștri, spun colegii noștri, producători de energie pe bază de cărbune, să ne dea energie, și ați văzut că importurile, cred că cele mai mari ale României, sunt venite dinspre Bulgaria, țară care peste 50% din energie electrică e produsă pe bază de cărbune. Și restul e produsă de Cosului, care la fel e o bombă cu întârziere la granița României. Știți foarte bine, se discută de treaba asta de 20 de ani. Până ajunge la cărbune, trebuie să treacă mult timp, iar riscul de a rămâne fără lignit este unul mare. Pentru această creștere a producției de energie, implicit și avantajele, bineînțeles, care decurg datorită efortului foarte mare pe care îl fac salariații complexului energetic Oltenia. Deci suntem în situația aceasta. Exemplu, Roșia, Tismana, Pinoasa, Jilț, cred că nu există aproape perimetru miner care să nu aibă o problemă din punctul acesta de vedere. Sau și care nu au, să zic, cu mici excepții, vor avea în perioada următoare dacă lucrurile acestea nu se rezolvă. Știți cum este? Nu numai vorba de blocarea definitivă. Problema în partea de minerit, de exploatarea cărbunelui, dacă nu rezolv problema treptelor superioare, până ajunge să scoți cantitatea de cărbune de care ai nevoie termocentrala, poate să dureze 3, 4, 5, 6, 7 luni, un an de zile până ajunge la cărbune. Deci, în primul rând, trebuie să ai o bună funcționare pe treptele superioare. Că la un moment dat te blochezi sub aspect din punct de vedere tehnic. Deci există un risc enorm. Producția de cărbune a complexului energetic Oltenia va trebui mărită anul acesta pe fondul crizei energetice. În acest sens, reprezentanții companiei au făcut sute de angajări în producție.